Bună ziua! Mă numesc Emilia Crossman și o să citesc pentru dumneavoastră prima mea proză publicată pentru Litera România, Fripturică, publicată în numărul 181 în noiembrie 2020. Eu sunt Fripturică. Vă surprinde numele meu, nu? Sigur că vă surprinde. Ce altă ființă, în afară de mine, se poate lăuda că este mândra posesoare al unui asemenea nume. Pare sadic, nu-i așa? Chiar dacă sunt doar un taur, oamenii care m-au crescut și care mi-au dat acest nume, prea au întrecut orice măsură. Sincer să fiu, la început nici nu mi-am dat seama de semnificația numelui meu și de câte ori mă strigau miros și veneau să mă hrănească cu nutreți sau să mă adape, mogean ca prostul de plăcere de plăcere că mă cheamă și că mă iubesc. Ce să mai spun de clipele în care mă lau sau mă mângâiau plin de afecțiune? Mă cuprindea un fior în tot corpul și tremuram. Mă gândeam că nu există taur mai iubit și mai răsfățat decât mine. Naiv, altceva nu mai pot spune. Mie îmi lăcrima ochii de tuioșie și de recunoștință și nenorociților le lăsa gura apă când măsurau trupul cu mâinile lor moi și calde. În fine, am mai crescut. Mi-au mai dispărut din prieteni și cu timpul am realizat că o să dispar și eu, mistui de aceleași guri dulci care mă strigau cu sinceră afecțiune, din ziua în care am deschis ochii și am zburdat pe lângă buna mea mamă, fără griji și fără minte. Dar și când am realizat groză via, am dat militaria jos din pod. Păi bine, nenicule, eu să stau ca fraierul să mă taie și să nu fac nimic? Nu! Așa ceva este inadmisibil. Și să vedeți, am început ca un adevărat obitoc să rup lanțurile. Să alerg capra până la capătul pământului, să rod încet și sigur hainele stăpânului, și ocazional să-i mai aplic și o copită discretă acolo unde doare. Ba mai mult, făceam și nazuri aruncând fânul din iesle sau refuzând să beau apa. Și ce credeți, mi-a mers bine? Nu! Vai de capul meu la mare și lipsit de orice rațiune. Doream să mă răzbun și taman că mi-a mers pe dos. Nu mă mai strigau lingușitor și nu mă mai priveau cu milă așa cum făceau din când în când. S-au înrăit, nu le mai păsa, doar mă îndesau cu nutreți ca să ajung la proporțiile ideale pentru a mă înscrie la concursul Mister Abator și să îngâdile vanitatea și prostia cu o luvitură în moalele capului și cu o tranșare de maestru. Ce mi-am zis eu atunci? Așa nu? Cu siguranță așa nu? Mă-i fripturică, băiatule! Nu fi prost, cugetă și tu înainte să acționezi. Doar n-or fi atât de imbecil să te cruțe când tu le rupi oasele și le rumeci hainele sau o sperii pe capra aia obeză de lesare în cap cât e ziua de lungă. Ba mai mult, îi mai pui și la cheltuială de-au ajuns să te lege cu două rânduri de lanțuri. Ești o forță a naturii, scumpulețule, dar nu o să ai un sfârșit prea frumos. Sunteți curioși, știu asta și vă cred. Să vedeți ce s-a gândit fripturică într-o bună zi. Fi blând, privește lung după ei. Și dă din coadă când intră pe teritoriul tău ca un câine fericit că își vede stăpânul. Încă mai e timp, câștigă de partea ta. Lingușește, imploră, șantajează sentimental. Orice, numai să nu te duci ca băul la tăiere. Luptă, dacă e nevoie, lățește-te cât grajdul și simulează o boală. Fie ea și sufletească. Fă ceva! Nu o să vă vină să credeți, a funcționat. Sau cel puțin așa credeam eu. Să-i fi văzut cum mă îngrijau, cu câtă îngrijorare mă priveau și ce masaje mi mai făceau. He, he, he. acum vedeau ei ce valoros e fripturică. Au chemat chiar doi veterinari, sperând să-mi găsească leac. Dar, să vedeți cât de trădătoare e viața, amândoi au recomandat să fiu de greabă sacrificat. Auzi și îngroziți-vă! Sacrificat? Câtă, mi câtă mișelie! Vânzare! De ce? Pentru că au ajuns la concluzia că mi s-au urât cu binele. Până la urmă, s-au gândit că este mai bine să se bucure de o friptură suculentă decât să-și mai bată capul cu un dobitoc nemulțumit de viață. Unde dai și unde crapă? Se vede că am rezolvat treaba cât se poate de strălucit. Jos pălăria. Cred că nu mai este necesar să vă lămuresc cum am sfârșit. Mare trebuie să vă fie jalea. Un taur atât de nobil a ajuns pe mâna celor lipsiți de suflet și acum și-a de frumos ambalat ca un cadou în vitrinele magazinelor. Sper că v-a plăcut această povestioară. Vă doresc numai bine!